Bună ziua! Astăzi la Vanguard am un invitat special și mulțumesc în chip deosebit pentru prezența în acest podcast. Profesorul academician, vicepreședinte la Academiei Române, fostul ministru al culturii, domnul Răzvan Teodorescu. Am venit cu plăcere. Îți mulțumesc pentru invitație, domnul Vulpescu, și vreau să o spun, ceea ce am spus de multă, în succesiunea ministrilor culturii, Ion Zulpescu este numele cel mai important, după mine. Mulțumesc! Și alfabetic! Și alfabetic. Da. O să discutăm despre perioada noastră de la Ministerul Culturii, mai ales că ați avut șansa, ținând cont de instabilitatea cronică de la minister, de a avea un mandat întreg. Ați fost ministru culturii între 2000-2004, dar haideți să începem de aici. Șansa mea atunci, eu n-am vrut să fiu ministru. Eram senator de Iași, am devenit ministru în momentul în care s-a pus problema să vină și cultele. Eu eram un istoric al Evului Mediu înainte de tot și al artei vechi, care era bisericească. Am un specialist al domeniului și am acceptat să devin, având sprijinul lui Ion Iliescu, să ne înțelegem bine, domnul Vulpescu. Eu sunt ceea ce s-a numit omul lui Ion Iliescu și sunt foarte mândru de asta. Am auzit sintagma asta și mi-o asum deopotrivă. Sunt foarte mândru de asta. Ceea ce nu știam că voi avea un prim-ministru, care era Adrian Năstase, de o calitate intelectuală remarcabilă și trebuie să spun că datorez mare parte din succesele care au fost în mandatul meu la cultură, primului ministru, Adrian Năstase, mi-a dat la un moment dat pentru cultură un sfert din rezerva care era la dispoziția primului ministru și a unei echipe de secretari de stat de o foarte mare bravură. V-ați ales secretarii de stat sau v-ai impus partidul, cum se obișnuiește în ultima vreme, mai cu seamă? Da, știu că există această poveste la toate partidele și e trist acest lucru. Eu i-am ales. Într-un singur caz, la culte, nu știam, nu vreau să am un om al bisericii, care să fie, al cultelor, al... Uite, am și avut o aniversare importantă ieri la Academie. Ieri la Academie am avut 160 de ani de Ministerului Cultelor, patronată de Academie, moderată de mine. Am vrut să am un teolog, un laic, și acela mi-a fost propus de Adrian Năstase. Și e vorba despre... domnul Tănase. Laurențiu Tănase. Și a fost foarte. Restul au fost aleși de mine, la un moment dat erau 5 și am mers foarte bine cu ei. Ați avut 4 ani de mandat. Da, ceea ce n-a avut înaintea mea decât Caramitru. Ion Caramitru, 96-2000. Suntem cei doi care am... Și cât pare curios, dar atunci când ai un mandat întreg, poți într-adevăr să spui că ai făcut niște lucruri. Când ai mandate și o știi din proprie experiență, ciuntite, e dificil. Nu-ți construiești măcar un buget două cât să creionezi liniile tale de atac, de direcție. Să ne înțelegem. Cultura în toate țările europene e o cenușă rasă, dar din punctul de vedere al raportului cu statul, în materie de bani. Însă există peste tot, în Occident, există fundațiile private care colaborează cu ministerele culturii. Nu,
Nu este cazul. Nu e cazul nostru. Nu este ați cazul avut în acei 4 ani vreo problemă financiară? Adică a fost o situație în care premierul și ministrul de finanțe să nu vă susțină? Nu. Nu. Că ați vorbit despre un prim-ministru care, într-adevăr, a sprijinit foarte mult întotdeauna, în acei ani. M-a susținut întotdeauna și ultimul proiect care l-am avut a fost un proiect în care l-am avut cu Luxemburgul, Sibiu, capitală europeană. Și un primar bun, se numea Iohannis, care ar putea să fie din nou primar. După părerea mea, acolo era locul lui. Cu acest primar bun și cu o asociație civică, cu arhitecți, cu regizori cu din Sibiu, am putut să colaborez bine și să primesc de la guvern, de la ministrul de finanțe și de la, care era Tănăsescu, și de la primul ministru, care era Năstase, tot sprijinul necesar pe care l-am dat mai departe Sibiului. După mine a venit guvernul liberal cu Tăriceanu, care a continuat această politică, într-o carte în care a dat și poza cu mine, cu el, cu marele duce, domnul Iohannis a schimbat puțin istoria și a povestit lucruri care, când a devenit președinte, o singură dată l-am întâlnit. Mi-a spus că a scris o carte, de-abia o scrisese. Mi-a spus că am citit-o și că aș vrea să uit că am citit-o. De ce ne rescriem noi istoria? Istoria poate fi rescrisă? Da, fiecare generație. Fiecare generație poate să aibă punctul său de vedere asupra istoriei. Nu pot să schimb datele, faptele concrete, dar interpretările se pot schimba, se poate spune, de pildă, guvernarea PSD, guvernarea Năstase, care, să ne înțelegem, a fost una din cele mai bune pe care le-a avut România postbelică și postrevoluționară, a fost o catastrofă, pentru că Adrian Năstase a trecut prin închisoare după aceea. Noi am aniversat săptămâna trecută într-o sesiune comună a Parlamentului cei 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Dar eu am subliniat într-o declarație politică, pe de-o parte, rolul președintelui Iliescu din anii 90, așa numitul spirit de la Snagov, în care partidele și-au asumat acest obiectiv, și apoi efortul guvernului Năstase, din care ați făcut parte, de a încheia negocierile de aderare, lucru care tehnic s-a încheiat la finele anului 2004. Absolut, vreau să spun, am vorbit despre asta cu plăcere atunci când ministrul care răspundea în guvernul nostru, Vasile Pușcaș, a fost ales membru corespondent al Academiei și am ținut să amintesc exact rolul pe care guvernul și primul ministru și ministrul de resort l-au avut atunci. S-a încercat obnubilarea totală a acestui lucru. Vezi, domnul Vulpescu, amestecul rasial românesc de latinitate cu Orient. Suntem singurii latini ai Orientului și singurii oriental latini. Ne-a dat, pe de-o parte, faciesul acesta, dacă vrei, occidental, al individualismului, exacerbat, și, pe de altă parte, caracterul gregar, pentru cei care ne ascultă, când spun gregar, vreau să fiu politicos, pentru că nu a spun elementul de turmă. Românii sunt
o turmă latină. Și turma își are drumurile sale în funcție de diverse lucruri care se întâmplă. La dreapta sau la stânga, sau se întoarce înapoi, sau e de necontrolat. Eu sunt autorul unei teze care mi-a, între altele, mi-a adus, mi-a adus anticipat... și acuze, nu cea despre mentalitatea tranzacțională. Da. Am arătat ce înseamnă mentalitatea tranzacțională a românilor. Românii sunt singuri care, din cauza faptului că au negociat cu turcii autonomia lor, care era un fel de independență, după aceea a fost autonomie, au negociat-o și au păstrat dinastiile, și au păstrat biserica, și au păstrat privilegiile și așa mai departe. Dar pentru asta au negociat totul. Noi și astăzi în politică negociem totul. Românul este deștept, cultivat, trădător, oportunist. Dar oportunismul nostru face bine, să ne înțelegem. De multe ori oportunismul nostru a fost chiar șmecheria noastră. Șmecheria noastră, iertați-mi cuvântul, dar nu există altul, este smartul din anglosaxon. Șmecheria noastră a fost cea care ne-a dus la marea victorie politică care a fost unirea principatelor din 59. Felul în care ne-am comportat mai târziu, 23 augustul, n-a fost o mare victorie morală. A fost o admirabilă șmecherie românească, care ne-a scos bine o vreme din dezastre. Că după aceea au venit... Care e victoria morală din istoria poporului român? Victoria morală? Victoria morală este a, după mine, a celor doi eroi pe care eu îi iubesc, sunt foarte subiectiv, domnul Vulpescu. Nicolae Bălcescu, gânditor utopic, și Alexandru Ioan Cuza, realizatorul pragmatic. Marea victorie morală a fost generația mirabilă și de neconfundat care a făcut unirea și independența. Cogălnicianu, Ghica, Ion Brătianu și ceilalți. Victorie morală a fost până la urmă existența întreagă a lui Nicolae Iorga. Fiindcă îl amintesc pe Iorga, trebuie să spun acest lucru și să leagă puțin și de spiritul de turmă de care vorbeam. Și de, națiunea română, după mine, cei care ne ascultă pot să nu fie de acord și mă pare bine să fie polemică cu mine, națiunea română stă pe umerii a trei uriași. Poetul național, istoricul național, dramaturgul național. Cum a terminat o poetul național, o știm. Se poate chiar să fi fost lovit înainte de moarte. Da. Sanatoriu Caritate. Cum a murit istoricul național, o știe toată lumea. Într-o pădure din Prahova. I s-a găsit trupul acoperit de zăpadă. Dramaturgul național a plecat de scârbă la Berlin și nu s-a mai întors. Noi astăzi îi celebrăm cu fast, dar să ne gândim
acum i-au înconjurat românii pe acești mari români. Omorâți sau alungați de români? De ce avem mai degrabă, de ce e atâta lipsă de recunoștință până la urmă, istorică, în planul istoric, de lipsă de recunoștință și avem mai degrabă vocația injurii, a calomniei, a maculării? Acest lucru vine, după părerea mea, din frustrările pe care românii le au. Românii au frustrarea că nu sunt ca în Occident și, pe de altă parte, au frustrarea că de la o vreme luăm prea mult Occident. Este acest amestec care ne duce și la schimbările de atitudine politică. În ultimii 30 de ani, cei care au făcut foarte mult pentru integrarea europeană și pentru ridicarea standardelor noastre, care înseamnă cu cele occidentale. Acum o să mă iert că fac asta, n-am ceva ce fac politică. Eu nu mai sunt în niciun partid, dar trebuie să o spun. Au făcut-o socialdemocrații care la toate alegerile câștigă, dar nu ajung în față. Se formează și guvernul. Ajung în față. Noi nu putem încă să realizăm, dar o să o realizăm curând, istoricește, daunele imense pe care l-a adus două mandate Traian Băsescu și două mandate Klaus Iohannis. Puțină lume și daune incomensurabile. Oamenii nu-și mai amintesc că în momentul primului mandat al lui Traian Băsescu, el punea în discuție chiar renegocierea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Sigur. Lucru absolut scandalos pentru tot efortul acela de a recupera. Să ne înțelegem. Băsescu, având unele merite, are meritul că spunea tot ce gândea. Chiar prostiile pe care le gândea. Dar oare gândea tot ce le spunea? Le spunea. Domnul Iohannis are meritul că nu spune nimic. E și ăsta un merit. Da, în sfârșit. Această teorie a dumneavoastră, a mentalității tranzacționale, mai degrabă ne-a ajutat la scara mare a istoriei? Da, ne-a ajutat, incontestabil. Domnul Ulpescu, s-a păstrat statalitatea. Păstrarea statalității românești. Noi avem două mari câștiguri în istorie. Latinitatea și statalitatea. Latinitatea ne-a dat-o Dumnezeu așezându-ne aici și trimițând legiunile romane. Sigur, asta nu înseamnă că epoca dinainte cu dacii, cu asta nu e importantă, dar important este momentul nostru latin. Moment. Și faptul că am păstrat statul. Gândește-te, am păstrat statul când Grecia, Serbia, Albania, Bulgaria, Ungaria pierdeau statul. Cei care pierdeau statul deveneau robi într-un pașalâc și din acest pașalâc scăpau fie revoltându-se, și de aici insurgența poloneză sau maghiară, pe care eu le admir, sau plecau în bejenie. Și de aici nașterea acelor diaspore atât de puternice și atât de importante, ale polonezilor, ale ungurilor, ale sârbilor. Românii nu au avut nevoie de așa. Românii nu au avut nevoie să fie insurgenți, pentru că s-au înțeles cu otomanii, și nu au avut nevoie să plece în bejenie decât într-o bejenie economică din Austro-Ungaria, din Transilvania și din Banat, când erau în Austro-Ungaria.
acest lucru le-a dat românilor o culoare cu totul specială și l-au dat și l-au conveit și calități și defecte. Din conflictul ăsta, din tensiunea dintre calități și defecte, totuși balanța unde? A calităților. A calităților. Care ar fi cele mai tari calități și cele mai apăsătoare defecte? Inteligența, fantezia, repet, inteligența, fantezia și o anumită toleranță pe care spațiul acesta a creat-o și știm de ce. Iar ca defecte, duplicitatea, Călinescu spunea că în fiecare român se ascunde un vlai cu rod, duplicitatea și trădarea. Și asta ne vedem până astăzi. M-a dat ca politician și eu ca vechi politician, când făceam politică. Asta niciodată nu dispare. Le-am trăit din plin. Și într-adevăr, din exterior, lucrurile astea de multe ori nu se văd. Atunci când ești în parlament sau în guvern, când faci politică, comunici foarte greu până la urmă intimitatea acestui joc politic. Și aici o anumită ruptură cu publicul. La un moment dat, lucrurile sunt aproape tangibile. Îmi amintesc acum, 2004, Năstase pierde alegerile, partidul său câștigă alegerile, o minte remarcabil de ascuțită, Băsescu, găsește formula imorală, cum s-a numit, și atrage un partiduleț care era aliat cu noi. Soluția imorală. Era aliat cu noi, la modul, dragă domnul Vulpescu, încât dimineața stăteam la Senat în aceleași bănci alături. La prânz a venit vestea că noi parlamentari din acea formațiune atrasă imoral sunt de partea cealaltă. Și au trebuit să plece oamenii, au lăsat locuri, băncile libere, băncile unde stăteam la șuete și așa, și ne făceam semne de departe. Soluția imorală este o sintagmă care în gura lui Băsescu aproape că suna credibil. Da, da. Era convingător autorul ei. De acel punct de vedere, Băsescu a fost foarte, foarte român în ce a făcut, în felul în care a acționat. Am vorbit de perioada de minister. Dacă am analizat cei 4 ani, care sunt lucrurile pe care și astăzi le-ați face, cu care vă mândriți, realizările importante ale mandatului dumneavoastră? Realizările importante sunt restaurările de monumente. Era domeniul meu predilect, dacă vrei. Punerea în picioare a unor teatre din țară. Inițierea capitalei europene, care a plecat, trebuie să o spun, a plecat de la mine, în momentul în care am avut ideea să-i sugerez marelui duce de Luxemburg la Sibiu să vorbească în luxemburgheză cu autoritățile care au vorbit în săsește. Și când oamenii au realizat cu toții că există niște legături între cele două capete ale Europei, și atunci s-a hotărât capitala europeană, în care după aceea unii au profitat, mergând până la funcția supremă, a spune. După aceea, proiecte mari, proiecte foarte mari, cum au fost ansamblu de la Miclăușeni,
Catedrala din Iași, Teatrul Național din Iași, eram și senator de Iași. Ce n-am făcut și îmi voi reproșa întotdeauna, a fost, am dorit, dar n-am putut, întărirea căminelor culturale. Unii se uitau la mine, Teodorescu, academicianul, profesorul, vrea așa ceva? Da, vreau așa ceva, pentru că am realizat ce însemnau căminele culturale, bibliotecile, sătești și așa mai departe. Nu era dificil. La un moment dat am plimbat niște caravane cinematografice și au avut un succes teribil. Când am devenit senator de Iași, de ce de Iași? Pentru că neamul meu venea dintr-o familie de răzești, de țărani liberi, din părțile Pașcanilor, din zona aceea. Și a fost la Iași, da, la Botoșani, ați exact, avut două mandate. Exact. Și când am devenit senator și ministru, românașii noștri din comuna mea de origine, din Lespezi, s-au gândit că n-ar fi rău ca biblioteca de acolo să poarte numele de academician Răzvan Teodorescu. Le-am spus că nu-i nevoie, dar au vrut să facă. Au făcut, au pus placa. După ce n-a mai fost ministru, au pus placa pe spatele clădirii. Nu face am aflat. Și cu ocazia asta mi-au trimis... Mentalitatea domnul, tranzacțională. Da, mi-au trimis o listă cu toate bibliotecile sătești din județul Iași. Aproape toate create în perioada 1890-1920. Perioada Spirul Haret, Carol I, fiind după război. E bine, vreau să-ți spun că am realizat atunci de ce țăranul român al epocii acelea era citit. Era o intelectualitate sătească cu dascălul, cu învățătorul, cu agronomul, cu preotul, da? Care au dat consistență. Aceste biblioteci erau cercetate de țăranii care erau alfabetizați. Sigur, nu toți. Știm ce era satul românesc precomunist. Era departe de a fi o veselie. N-a fost o veselie nici după aia, asta era altceva. Dar poporul român era, cum să spun, era instruit. Și ca să stric într-o altă zonă, o să spun că atunci când eram președintele Radio-Televiziunii Române, imediat după Revoluție, am participat la o întâlnire, era 90, a tuturor șefilor de radio și televiziuni din Europa, cele foste comuniste și cele occidentale, și s-a vorbit despre diverse programe, grile, și pentru că eu țin foarte mult la un program la care sunt colaborator de aproape 50 de ani. Teleenciclopedia. Teleenciclopedia. Am dat exemplu Teleenciclopediei. Și țiu minte remarca colegului meu polonez. O televiziune, un popor care are o televiziune cu un asemenea program, cum l-am explicat cum era Teleenciclopedia, trebuie să fie un popor foarte instruit. Și așa era. Și așa era. Sigur, asta era cu 30 de ani. Astăzi poporul român nu mai este un... Lucrurile s-au mai degradat. Dacă ne gândim că 6 copii din 10 termină evaluarea națională și merg mai departe la BAC, astea sunt niște cifre îngrijorătoare. Da. Și într-adevăr, căminele culturale, bibliotecile sătești aveau un rol extraordinar. Iar astăzi de a sunt, coagula această energie. Astăzi sunt locuri etnografice unde se fac botezuri și nunți. Cam asta. Dar de ce în planul patrimoniului? Am aniversat recent, a fost 24 ianuarie, ne-am amintit cam așa, în formă formal mai degrabă, așa cum facem și de Ziua Culturii.
despre acel moment, dar Hotelul Concordia, care este pe centru vechi, arată cum arată și acum. De ce o țară ca România, sigur e o întrebare, dar nu e retorică, pentru că totuși în 30 de ani după Revoluție, 32 de ani, dragul meu, ca acel loc sunt multe altele. Când noi am fost un nucleu de intelectual, care am scris scrisori cel puțin pentru doi primari, dacă nu trei, ai Bucureștiului, apropo de Concordia. Și la un moment dat ni s-a răspuns că se va rezolva. Deci Concordia, cine ascultă, se știe că este locul unde s-a decis cu o noapte înainte alegerea, dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. Vreau să-ți spun și aici îmi făceam eu un reproș, că a fost senator de Iași, că n-am acționat și sala de la Iași, în care a fost ales prima oară, sala de la Elefant, cum se numește, de la Muzeul de Științe Naturale, arăta ca dracu. Acum s-a făcut câte ceva. Pentru că noi nu avem recunoștință. Vorbeam mai înainte. Noi nu avem recunoștință. Noi nu știm ce înseamnă. A fost bicentenarul lui Alexandrii, la Mircești, aceeași situație. Absolut. Nu, și iar casa din Bacău al lui Alexandrii e o nenorocire. Vezi, asta este deosebirea între noi și, să spunem, maghiari și polonezi. Nu mai spun sârbi. Sârbii, maghiarii, polonezii au un sentiment patriotic puternic, profund. Noi nu. Noi nu. Noi nu suntem patrioți. Suntem, vorba cânticelului lui Alexandrii, patrioți. Noi nu avem acest lucru. Desfid pe cineva. Sunt unii bătrâni ardeleni sau bănățeni, mai ales care au sentimentul patriei. Aici, pe la noi, eu sunt liftă valahă, moldovalahă, și îți spun eu, nu avem acest. Domnule profesor, ați intrat la Facultatea de Istorie în 1955 și în 1959 ați avut un episod neplăcut pe care aș vrea să-l evocăm în acest moment. Da, am intrat într-un moment care era de destindere, era spiritul Genevei din 1955, cum s-a numit, în care cineva cu un dosar prost, cum eram eu, cu tatăl închis, cu unii care fusese ministri liberali sau prefecți liberali, pentru că eu vin într-o familie de liberali, eu sunt singur social-democrat din familia mea. Am intrat în facultate și în 59, când a fost retragerea trupelor sovietice, în 58, partidul a hotărât să strângă șurubul și să-l strângă împotriva intelectualilor. Și a urmat o prigoană a intelectualilor, tot cu procese de afară din universități. Iar profesorii mei, Nestor Berza și Pipidi, au fost acuzați într-o ședință publică de toate regulile Pământului. Mi s-a cerut, eu eram șef de promoție, să iau cuvântul împotriva lor. Am refuzat să vorbesc contra lor și ei m-au dat drept exemplu de student pe care l-au educat ei în spiritul lor și s-a hotărât să fiu dat afară din universitate, trimis la muncă de jos, ce se numea. Pentru că nu v-ați acuzat profesorii. Pentru că nu mi-am acuzat profesorii și după aceea mi s-au adăugat și-au adus aminte că în niște seminarii vorbisem de Basarabia, într-alt seminar vorbisem despre o greșeală de traducere dintr-un text al lui Marx, care fusese tradus la noi nu din nemțește, ci din
pe la Cartea Rusă, prin intermediul rusesc. Am arătat că era un termen german pe care Marx îl folosise într-un anumit fel. Bineînțeles, am fost acuzat de antimarxism, de citeam literatură geopolitică germană în școala de la München. S-a spus că citesc literatură nazistă și au mai fost, au fost multe capete de acuzare. Am fost dat afară, am plecat muncitor necalificat în București, la Mangalia, la Constanța. Și povestea a durat aproape 3 ani. Am fost reintegrat în 63, mi-am dat licența cu întârziere și cu fericită întârziere, pentru că în felul ăsta nu mai intram în zona notelor sociale care se dădeau prin anii 60. Am intrat într-o zonă nouă a libertății. Nu știam că începe dezghețul, dar începea dezghețul. Și eu am profitat din plin de acest dezgheț. Din 63 până în 71 am obiceiul să spun că știam că sunt într-o închisoare, nu vedeam zidurile închisorii, eu intram într-o grădină. Cum priviți acum acest episod? A povestit celor tineri, astăzi așa ceva pare ireal. De-aia și vreau să chiar dacă vă provoc, poate amintiri neplăcute. Generația mea, cei care am trecut prin așa ceva, am aflat mai târziu că noi am plătit un tribut, de fapt, unei politici care era politica de voită independența României, atunci s-a dorit, într-adevăr, la sfârșitul domniei lui Dej și la începutul domniei lui Ceaușescu, din motive, nu de patriotism exacerbat, din motive politice, care însă vizau o independență față de Uniunea Sovietică, cei care fusese victime ale momentului acela de dominație sovietică, am cunoscut o perioadă de reabilitare. Eu am fost reabilitat într-o ședință condusă de fostul ambasador al României la Stalin, ambasadorul academician Iordan. Și la sfârșitul acestei, asta era în 65 deja, când am fost reabilitat, am fost întrebat, acum accept să intri în Partidul Comunist? Eu până atunci nu aveam voie să particip la ședințele publice, eram un paria. Am spus da, cu cea mai mare bucurie. După ani și ani, după Revoluție, când am fost numit președinte al radio-televiziunii, primul interviu care mi s-a luat a fost o întrebare. Ați fost obligat să intrați în partid? Am spus nu. Am intrat la voința mea în partid. A fost un moment care tinerii trebuie să-l înțeleagă. A fost un moment de mare destindere, de liberalizare a unui totalitarism care avea o față umană. Pentru că domnul Vulpescu, aici, cei care mă ascultați, nu vă supărați pe mine, românul are nevoie de mici dictaturi, de mici autoritarisme. Românul are nevoie de așa ceva. În totalitarismul comunist a fost această breșă liberală a anilor 63-68. Au intrat mulți scriitori și, în general, mulți intelectuali, după momentul Praga 1968. Deși după momentul Praga... Care, de fapt, a fost o capcană a lui Ceaușescu. Am martori care m-au ascultat spunând
Mi-e teamă că acum începe o dictatură. De fapt, a fost o iluzie, a fost o capcană și mulți au căzut în ea. Dar de ce spuneți că românul are nevoie de mici dictaturi? Românul are nevoie întotdeauna, pentru că este spiritul de turmă. Turma are nevoie de un conducător, nu? Nu numai în creștere. Turma are nevoie de un conducător și conducătorii bravi sunt cei iubiți, cei autoritari. Vlad Țepeș, în istoria românească mai recentă, Alexandru Ioan Cuza, pentru că Alexandru Ioan Cuza a dat o lovitură de stat, a dat lovitura de stat ca să poată să-și aplice planurile sale și cu mănăstirile și cu planurile de proprietărire și așa mai departe și așa mai departe. Carol al II-lea, toți iubitori de fast, de militarie și mergând pe firul timpului, ajungi la Dej, ajungi la Ceaușescu, ajungi la Băsescu. Pentru că Băsescu a fost ultimul președinte autoritar. A plăcut. Între timp a fost intermețul Antonescu. Și nu întâmplător, Băsescu l-admira pe Antonescu. Bun, românul simte nevoia, în ultimile zile, iartă-mă că aduc lucrurile poate în derizoriu, au venit 1000 de americani, de soldați americani. Foarte frumos, o chestie normală. Dom'le, televiziunile nu vorbesc decât despre asta, despre uniforme, arată numai generali, arată numai militari. Românul simte că este, că are pe cineva de care să asculte. Chiar primul ministru Ciucă, care l-am cunoscut odată, e un om cum să cade. Da? Pentru mulți români am dat, domnule, avem un general, e bine că avem un general. Da. Relația cu democrația e mai complicată. Democrația, românul cu democrația merge la două partide care, dacă se poate, să se și rotească, ca în vremea monarhiei, ar fi foarte bine. Să se rotească mai puțin cu alegeri. Bun. Dacă e nevoie să fie alegeri, e un... Ți-mi și acum Ioan Rațiu, îl țineți minte, nu? Am fost într-o călătorie, eu din partea Academiei, el din partea Parlamentului, în Orient, și îmi spunea, domnul Teodorescu, eu nu înțeleg nimica din mentalitatea asta românească. În 92 m-am dus la Turda, unde eram candidat, și m-am dus pe Ugor și am spus unei femei, știți că vă zic candidat, vă alegem, domnul Rațiu, vă alegem. Și să știți că o să fie și la președinție, acolo nu, acolo am ales deja. Nu o să fie, păi l-am ales pe domnul Iliescu, el alesese acolo pe șeful suprem, nu să mai discuta. Da. A existat în biografia dumneavoastră o personalitate, un moment care v-a influențat în mod decisiv? Da. Cuiva care a datorați în mod decisiv ceea ce sunteți astăzi? Datorez imens profesorului meu, academicianul Emil Condurachi, îl numesc zâna bună a vieții mele, care mi-a încredințat foarte de timpuriu niște sarcini academice, coraportor la un congres mondial de istorie, funcția de secretar general adjunct, după ce am devenit plin, al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene,
m-a luat cu el în toate acțiunile importante. Un om absolut extraordinar, de o generozitate extraordinară și de o frumusețe interioară deosebită. A fost tatăl lui Zoe Petre, cu distinț istoric, cu care n-am fost în aceeași barcă politică, dar o persoană de mare distinție. Când ați devenit membru titular al Academiei Române, ați rostit un discurs de recepție despre prima modernitate a românilor. Exact. Răspunsul la acest discurs l-a făcut un alt nume mare al Virgil Cândea, care a devenit vicepreședinte al Academiei Române, un om cu un destin tragic, de care am fost și eu foarte apropiat. Îmi amintesc biserica aceea formidabilă. Stătea undeva nu departe de biserica Sfântul Silvestru. De ce un om cum e Virgil Cândea e astăzi uitat? Sau poate pentru că o liotă de dubitoci au inventat o culpă care n-a fost niciodată. Am verificat acest lucru și eu. El era secretarul general al Asociației România, asociația care se ocupa înainte de 89, de diaspora, de intelectual, de atragerea lor către țară, nu către Ceaușescu sau către partici, către România. Un patriot remarcabil, un european. Cărturar extraordinar, citat de Eliade. Da, e bine, imediat după Revoluție, eu am vrut să-l numesc director general al radioului. Eram președinte al radio-televiziunii. Și mi s-a spus, nu, și s-a sugerat că a fost reprezentantul unei anumite instituții. Și am verificat. N-avea nicio legătură. Nicio legătură. Și cred că am reușit atunci să stau lângă el și să-l sprijin. Și cum spuneai, a devenit vicepreședinte al Academiei, ceea ce pentru el a fost foarte mult, era un mare învățat și un mare spirit. Lucrarea lui în multe volume despre prezența românești pe Sehotare este de referință și nu numai. Și care a fost foarte apropiat și de Emil Condorati, de profesorul meu.